Potopul a fost o realitate. Dumnezeu a adus potopul pentru a-i distruge pe oamenii răi. Însă i-a spus lui Noe să construiască o arcă pentru a-i salva pe oamenii buni și animalele. Deoarece este menționat în Biblie, care este inspirată de Dumnezeu. Relatarea biblică despre potop nu începe cu a fost odată ca niciodată, ca un basm. Din contră, Biblia precizează anul, luna și ziua, când au avut loc toate evenimentele care au avut legătură cu potopul. Aceste detalii din Biblie prezintă potopul ca pe o realitate, nu ca pe o legendă. Fără îndoială, relatarea despre arca lui Noe, nemai văzută embarcațiune care a salvat de la pieire în vremea potopului omenirea și fauna, este unul dintre cele mai controversate capitole biblice, pe seama căruia au fost scrise milioane de pagini de lucrări științifice și teologice. Însă cel mai mult a uimit o teorie. A fost confirmată și de dovezi materiale, lansată în urmă cu 3 ani de către cunoscutul explorator Robert, nimeni altul decât cel ce a descoperit epava Titanicului. Practic, potopul chiar a avut loc și a produs o catastrofă în regiunea țărmurilor Mării Negre, care aproape că și-a dublat suprafața într-un interval foarte scurt de timp, ceea ce a făcut aproximativ 150.000 de kilometri pătrați de uscat să fie inundați. Potrivit Vechiului Testament, în anul 600 al vieții lui Noe, al 10-lea patriarh biblic după Adam, Dumnezeu a decis ca singura cale de a salva lumea pe care o crease era prin curățarea ei de răutatea oamenilor. Dumnezeu a hotărât ca toate creațiile lui să dispară într-un uriaș potop biblic. Cauza potopului. După căderea protopărinților Adam și Eva, din starea paradisului edenic, în urma neascultării, au început oamenii a se mulți pe fața pământului și a săvârșit tot felul de nelegiuiri. Răul începuse a se răspândi cu putere în lume. Au știut oamenii că urma să vină potopul? Da, Dumnezeu i-a spus lui Noe ce avea să se întâmple și l-a instruit cum să construiască o arcă pentru a salva familia și animalele. Noe i-a avertizat pe oameni de distrugerea iminentă, dar ei au ignorat avertismentele. Biblia spune, n-au dat atenție până n-a venit potopul și a măturat pe toți. Vechiul Testament povestește cum Noe și soția lui, fiii lor și soțiile acestora, au fost iertați datorită credinței patriarhului și au fost avertizați să construiască o corabie pe care să ia câte 2 exemplare din fiecare specie de animale, care vor supraviețui potopului alături de ei, vor repopula lumea. Dumnezeu le-a poruncit să folosească lemn de gofer, un material necunoscut în prezent, tradus de cele mai multe ori ca lemn de salcâm. Dimensiunile corabiei erau foarte precise. Aceasta trebuia să măsoare 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. În timpul construirii corabiei, Noe a continuat să propovăduiască cuvântul drept, mai ales când acesta era provocat de prezența oamenilor curioși care veneau să vadă construcția lui. Povești, mituri și legende despre potop. În toată lumea există legende despre potop. Deși sunt diferite de relatarea biblică, multe au un element comun cu aceasta. Urmașii lui Noe s-au răspândit pe tot pământul, aducând cu ei relatarea despre potop. Fiind transmisă din generație în generație, relatarea a fost distorsionată și au apărut mai multe variante ale acesteia. Să vedem câteva dintre aceste exemple. Legenda greacă. Bărbatul și femeia care supraviețuiesc potopului trebuie să repopuleze pământul aruncând în urma lor niște pietre. Apoi, acele pietre devin bărbați și femei. Legenda hindusă. Un bărbat este avertizat de un pește că un potop va distruge omenirea. Peștele îl învață pe un bărbat să construiască o barcă. Omul supraviețuiește potopului deoarece peștele duce barca într-un loc sigur. Legenda babiloniană. Bărbatul și femeia care supraviețuiesc potopului primesc nemurirea și devin zei. Legenda aztecă. Un bărbat împreună cu soția lui și copiii lor supraviețuiesc potopului în vreme ce toți ceilalți oameni sunt transformați în pești. Și cu această informație se încheie și acest scurt documentar.
iar noi ne revedem data viitoare.